medaliat olimpic în 2004. Ce valoare are acel bronz la echipe pentru băieți? Abia acum ne dăm seama ce performanțe au realizat sportivii din generația aceea de excepție, coordonată de Dan Grecu, cu Urzică, Drăgulescu, Suciu, Potra, Șelariu și Popescu, Daniel Popescu. Super echipă. În calificări, Antonia a avut 13.200, foarte aproape acum de acest punctaj Goksu Oktaşsanli din Turcia. 5-0 dificultate pentru Antonia. Antonia a avut o evoluție atunci de 8-2 la execuție, cea mai bună din tot concursul. Nu cred că va mai ajunge la ea acum, la 8-2, dar să așteptăm. Iată, 12.600, cu 4-9 din cauza piruetei.